Cu siguranță vă amintiți perioada dintre anii 2005 și 2008, când oricine își putea face un împrumut. Odată cu venirea crizei economice, băncile și-au înăsprit regulile de creditare până în punctul în care pentru a accesa un credit trebuia să întruniți anumite condiții destul de drastice. Astăzi, reporterii noștri i-au întrebat pe romașcani dacă au apelat la serviciile băncilor și dacă au fost mulțumiți de ele. Ce părere aveți de faptul că în situații critice românii apelează la bănci și fac anumite credite? Asta e situația la ora actuală. Nu am încotro, posibilități nu prea sunt. Dumneavoastră ați făcut vreodată credit bancar? Nu, n-am făcut. Da. Aștia mai în vârstă nu mai fac, n-au făcut, nu s-au bazat pe chestia asta, pe salariul și pe ce au avut ei. Există? Acum e la modă băieții care sunt așa cu credite, așa se poate eu descurca. E ceva înșelător care zice că ne dă ieftin și pe urmă ne pune cât vrea ei măririle este așa. În alte țări, în străinătate, nu e așa ceva. Dumneavoastră ați făcut vreodată credit bancar? Nu. Cei mai mulți dintre romașcanii cu care am discutat nu au o părere prea bună despre sistemele de creditare. Trebuie să ai bază, că ai salar tot timpul ca să poți să dai înapoi, că altfel rămâi în drum cu-ți acasă. Am înțeles. Cunoașteți oameni care au făcut credite și au ajuns datori? Mă uit și-o la televizor, la știri. Personal nu cunosc pe nimeni. Există două talere ale balanței. Unii chiar, într-adevăr, sunt ajutați în situații critice, alții spun că un credit este înșelător și există posibilitatea să devină dator pe viață. Sunteți de acord? E și varianta asta, dar dacă alte posibilități nu sunt, cred că în democrația asta altă variantă nu-i. Trebuie să trăiască. Unii trebuie să meargă bine, alții trebuie să ducă după ei. Ați făcut vreodată credit bancar? Nu. Ce părere aveți despre românii care fac? Deci am vrut să fac o dată, stai să spun așa, să nu-mi pun asta în gură. Am vrut să fac o anexă la casă, am cerut 20 de milioane și trebuie să dau înapoi 28. Și ați acceptat? N-am acceptat. Normal că este foarte scump. Adică eu la pensia mea să dau în două datorii, adică am cerut 20 de milioane și am trebuit să dau înapoi 28. Și dobânda aia trebuia să rămână fixă. Bine. Aici nu e neapărat o regulă chestia asta. Există bănci și bănci. În situația unui contract ar trebui să fie o regulă, nu? Înțeles, de vreme ce cineva semnează un contract, citește acel contract și este de acord adică cu acel contract. Respectat contractul ăla. Și dumneavoastră spuneți că sunt bănci care nu respectă contractul. Nu le respectă. Adică, știu eu, nu știu dacă aș putea să-mi vinovățesc, dar eu cred că ei vor să profite în cazul ăsta. În anul 2014, o bancă din România a fost nevoită să restituie reclamanților toți banii percepuți sub formă de clauze abuzive în contractele de credit, după ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a câștigat un proces intentat instituției financiare.